Acum o să te simți mai bine, să știi. Să sperăm. Uite, dacă termin de mâncat, te odihnești puțin și o să-ți treacă. Serios, crede-mi. Dar cine a fi tocmai acum? Cine e? Noi! Pe cine dumneavoastră? Dacă nu mă deranjez, dacă s-ar putea să nu se dea un telefon, al nostru e stricat, l-am dat la reparat, dar tot e defect. Nu putem să telefonăm. Te rog, spune. Da, unul mic, nu vrem să vă deranjez prea mult. Da. Știți cum sunt ăștia de la telefon? Da, reclamat? Știți, soțul meu nu se simte prea bine și ar fi vrut să doarmă. Păi nu ne deranjează, mi-e așa mișule. Nu ne deranjează cu nimic, bună ziua, tovarășe Costăchescu, da. Bună ziua, Costăchescu. De poftă bună. Dar de ce mâncați dumneavoastră cu șervetul la cap? La masă șervetul se poartă la gât? Nu? Știți, nu mă simt prea bine și medicul mi-a recomandat multă liniște. Bine, atunci puneți-l la urechi. Costică? Da. Vecinii noștri au venit iarăși să dea un telefon. Unul mic. Unul mic, nu vă deranjăm, să știți că e ceva foarte urgent, arde, numai două minute. Da. Să știți și pe urmă vă lăsăm să vă odihniți. Unul, doi, șepte, nu șepte. Mare. Nu, nu, asta este. Unul, doi. Unul, doi. Șepte, șepte. Șepte, șepte. Șepte. Așa, șepte. Ca la pompieri. Șepte? Da. Șepte. Ce vezi, ia? Alo! Mioara! Ce este acolo? Mioara, nu vă auziți! Mioara, acute, auzi, ghiși cine e? E? Aș, nu! E? Stai, stai, vorbește aici, Margaret. Schimbă glasul. Alo? Alo, ai telefoanele? Telefoanele? A cerut o convorbire cu Brăila? Brăila? Nu, a cerut? Nu cunosc. M-a ghicit. Auzi, Mioro? Ia uite, vorbește aici cu Mișu. Te pup. Alo, Mioara, fii atentă. Nu, dumneavoastră nu vă deranjați, mâncați. Alo, Mioara, ce? Cum? Ce? Nu se poate. Ce s-a întâmplat? Ei, taci. Ce e, frate, spune-o dată. Extraordin. Ce e, dragă? Stai, dragă, puțin. Alo, cum? Auzi, s-a certat Agripina cu trandafirii. Asta-i bună. Nu se poate. Dă-mi și mie puțin să... Păi atunci cu murăturile pentru toamnă, cum rămâne? Ei, spune cum. Cum la... Păi nu se poate la trandafire și păi ziceai... Dă-mi o dragă și mie să-i spun. Ai răbdare puțin. Alo? Păi nu se poate Mioaro la trandafirești. Nu... Păi n-a reparat răducul butoi. N-a reparat butoiul. N-a reparat butoiul. O clipă, nu te bă... Numai, uite sfatul meu, Mioaro, nu te băga, vorbește cu trandafirești, cheamă și pe Agripina. Așa. Cheamă pe Agripina și dă-ne un telefon mai pe seară. Așa. Cum, unde, la vecinii noștri, că sunt oameni foarte drăguți, da? Așa. Oameni cum se cade. Da. Ce? Cum? O butelie, îți trebuie o butelie de aragaz? Pentru câte? Păi, pentru două săptămâni? Două săptămâni. Lasă că aranjăm noi. Pa! 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 Da! Nu, Baro, pa, Neara Costăchescule, nu te supăra, pe la 5 o să ne dea un telefon. Da. O să ne sune niște prieteni aici. Aici, dumneavoastră. Îmi pare rău, dar eu la 5 dorm. Păi și noi dormim la 5, așa că mai bine nu ne mai trezești. Da. Răspundeți dumneavoastră. Dacă este o Agripina, una cu... dacă e Agripina, ia trageți atenția. Spune, cu biletele de la operă. Fii atent, atenția, să-i fii rușine, să-i spui din partea mea, că nu mi-a adus două bilete, că a fost la opera Cavaleria Rustica. Și spune așa întreagăt, că a telefonat una, Mioara, că o să ia murăturile de la răducul. Dacă telefonează trandafiriștii, nu le spui că a telefonat Agripina și că doagele le ia de la răducul, că el le-a pus. Dar ce faceți? Nu luați un creion să notați? Știți, eu... Dar n-are nevoie, dragă omul! Ba are, că nu ține minte, trebuie să noteze așa. Și iau, dacă le încurcă ca data trecută, că ea n-a încercat cu toți. Alaltă, mi s-a stricat telefonul și acum n-avem de să sunăm. De ce s-a certat Agripina cu trandafiriștii? O butelie. Asta e tot. Cam asta, fi? Altceva, nu mai aveți nu! Nimic? Nu, nimic absolut, nu. Ce? Era să uit. Ce? Butelia. Ah, da. Butelia de aragaz, că dumneavoastră aveți două și una i-am promis o lumioară la telefon. Peste două săptămâni, o trimitem înapoi. O dăm, dacă... Alo. Nene. Alo. Ce-i cu tine? Alo. Nene. Nea Costăchescu. Cine? Alo, o fi bolnav. Da.
domnule. Păi dacă sunt bolnav să stea în pat, nu se asculte cum vorbirile altora la telefon. Hai de mine, ce ne facem? Aoleu. Cine mai răspunde la telefon? Aoleu. Dacă ne sună trandafiriștii? Și dacă sună trandafiriștii, cine ne răspunde? Ce să crede aia că sunt neserioși? Nu pot să le cer un serviciu. De ce nu vă culcați dacă sunteți bolnav? Nu ți-a spus să mergi în alții? Eu nu ți-a spus să mergi în alții. Aveți preții sănătoși. Veniți la ăștia. Care e bolnav. Eu oameni. Care e bolnav. Care e bolnav. Cine-i spune?